La început de 2023, România se confruntă cu foarte multe viroze și gripe de sezon. Durerile în gât, nasul înfundat și febra sunt doar câteva dintre cele mai des întâlnite simptome. Ceea ce mulți nu știu însă este că un astfel de episod gripal poate avea efecte nedorite și asupra danturii. Și discutăm în continuare despre acest subiect cu Sorina Stroie, medic stomatolog. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Așadar, toate răcelile acestea ne pot face rău la dinți? Și la dinți, da, așa este. Atunci când suntem răciți, primul simptom care apare de obicei este nasul înfundat, da? Și congestia nazală sau nasul înfundat atrage după el și o senzație de uscăciune la nivelul gurii. Practic ce se întâmplă este că scade fluxul salivar. Și atunci când scade fluxul salivar, problemele apar și în ce privește echilibrul dintre bacterii, adică în gură avem cele mai multe bacterii din tot organismul și asta e normal. Ce contează este să păstrăm un raport de echilibru între ele. Când saliva scade cantitativ și acest raport are de suferit. Și suntem expuși la carii, la boală parodontală, saliva fiind ca un fel de apărătoare a noastră în general. Și ce ar trebui să facem astfel încât să prevenim? Păi, așa cum este oricum indicat în orice răceală, e important să ne hidratăm, să încercăm cumva să combatem această congestie nazală, să evităm pe cât posibil automedicația. E foarte la îndemână să găsim tot felul de tratamente la farmacii. Siropuri de tuse, sigur, sunt necesare și ajută foarte mult pentru a reduce simptomele, însă ne mai uităm și la ce scrie pe conținut. O bună parte din ele conțin zahăr și alcool, care în combinație sunt o rețetă de dezastru garantat. Zahărul asigură hrana pentru bacterii și le ajută să se mulțească în voie, iar alcoolul favorizează eroziunile chimice. Și ne trezim cu dinții sensibili. Practic, smalțul se subțiază și devine sensibil la cald, rece, dulce, acru și tot ce mai trece prin gura noastră. Ce alte probleme putem avea din cauza răcelilor cu dinții? Uneori apar și complicații la nivelul sinusurilor și deși de cele mai multe ori sinuzitele atrag atenția imediat asupra medicilor dentiști, noi suntem primii incriminați, trebuie să privim un pic în context bilateral situația, adică așa cum sinusurile se pot infecta din cauza dinților, funcționează și în sens invers ecuația, adică și dacă avem o sinuzită, putem avea probleme cu dinții. În plus, o presiune exagerată în zona sinusurilor, care în general apare în sinuzite, este de nedorit și pentru sănătatea dinților noștri. Ce facem atunci când suntem răciți? Cum ne protejăm în afara faptului că trebuie să ne hidratăm foarte bine? Ce alte lucruri trebuie să avem în vedere? Ne spălăm mai des pe dinți sau ne folosim mai des apă de gură? Mergem la medicul dentist? Păi, în primul rând, mergem la un medic pentru a primi un tratament potrivit pentru problema pe care o avem. Aici vorbesc de medic generalist. Apoi, nu întrerupem igiena. Sigur, ar fi de dorit să ne spălăm chiar de 3 ori pe dinți când suntem răciți, adică una în plus față de cele 2 deja obligatorii, să zicem așa. Dar, cum de multe ori, atunci când suntem bolnavi, evităm să ne dăm și jos din pat, hai să rămânem măcar la varianta în care ne spălăm atât cât ne spălam și până acum. E foarte important să ne prezentăm și la un consult la dentist după ce am scăpat de boală. E foarte important să schimbăm periuța. Periuța este un vector de împrăștiere a bacteriilor și atunci dacă eu am fost răcit și îmi trece și continui să mă spăl cu aceeași periuță, sigur că perpetuez bacteriile, deci o schimbăm chiar dacă era nouă de 2 săptămâni. În ultima vreme au tot apărut dușurile bucale și voiam să vă întreb în ce măsură este necesar un astfel de duș bucal sau e necesar numai celor care au anumite probleme sau ar trebui să-l folosim și cât de frecvent ar trebui să-l folosim? Eu mi-aș dori ca fiecare dintre noi să avem un duș bucal. Este, aș zice, ideal și obligatoriu, dacă pot să mă exprim așa. Sigur, există multe alte mijloace de a curăța zonele interdentare, pentru că periajul curăță, să fim realiști, ceea ce poate accesa din suprafața dintelui. Între dinți însă, spre exemplu, dacă folosim ața, ața e destul de agresivă, avem contacte strânse, trebuie să folosim presiune și când apăsăm în ață și trecem de punctul maxim de contact al dintelui, nu mai putem controla și e ca și cum ne-am aplica un pumn în gingie, care agresată constant nu va face altceva decât să se retragă. Dușul, la capătul opus, face un fel de masaj care întreține bună circulație și tratează cu blândețe gingiile. Ideal este să-l folosim zilnic, seara, nu dimineața, dar seara în completarea periajului. Și cel mai motivator este atunci când încercăm prima dată și ne dăm seama, după ce ne-am spălat pe dinți și considerăm că am încheiat povestea, ce reușim să mai îndepărtăm și cu ajutorul dușului. Este vorba aceea cu un măr pe zi ține doctorul la distanță, dușul bucal, un duș bucal pe zi ține medicul stomatolog la distanță? Corect, dar nu cred că e bine să avem chiar așa distanță de medicul stomatolog, pentru că suntem și noi un rău necesar.
Sorina Stroie, mulțumesc pentru prezența alături de noi. Mulțumesc și eu.